Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că până la data de 2 mai 2022 primește cereri de intenție pentru accesarea Programului Național Apicol. Cererile pot fi depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, dar și de către apicultori pentru acțiunile C4, achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie, remorca apicolă, pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare, descărcare a stupilor în pastoral, respectiv D3, achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită multiplicare. Formularul cererii de intenție împreună cu alte informații detaliate privind accesarea Programului Național Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA la www.apia.org.ro la secțiunea Măsuri de piață minus agricultură minus anul 2022. Cererile de intenție împreună cu documentele aferente se depun la sediile centrelor APIA sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice, poștă electronică sau fax. Doar solicitanții care vor depune cererea de intenție pentru măsurile menționate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru același produs sau produse din cererea de intenție până la data de 1 august 2022. Menționăm că oricare ar fi momentul depunerii cererii de plată cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul tuturor cererilor de plată și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură. Program Național APIC pentru perioada 2020-2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar. În ședința Guvernului a fost adoptată hotărârea prin care s-a aprobat Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare și valoarea sprijinului financiar. Apicultura românească are un rol extrem de important în obținerea producțiilor din sectorul vegetal, iar produsele apicole românești sunt extrem de apreciate atât pe plan intern cât și internațional. În urma dialogului cu reprezentanții apicultorilor, am simplificat condițiile de accesare a Programului Național Apicol pentru a le facilita accesul la fondurile disponibile. De asemenea, avem în vedere măsuri de sprijin pentru creșterea suprafețelor cultivate cu specii melifere, astfel încât apicultorii să aibă la dispoziție mai multe suprafețe când merg cu albinele în pastoral, a declarat ministrul Chesnoiu. Cuantumul contribuției Uniunii Europene la Programul Apicol pentru România pentru anul Apicol 2022 se menține la același nivel ca în anul 2021, respectiv 6.081.630 de euro. Prin actul normativ adoptat de guvern se actualizează valoarea în lei pentru anul 2022 și valoarea totală a sprijinului financiar. Astfel se modifică valoarea totală a PNA de la 168.639.000 de lei la 169.621.000 de lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 50%, respectiv 84.810.500 de lei, precum și valoarea pentru anul 2022 de la 59.214.000 de lei la 60.196.000 de lei. De asemenea, au fost efectuate o serie de modificări și completări la Programul Național Apicol menite să simplifice accesarea unor măsuri din program, astfel au fost eliminate o serie de documente, respectiv copii actului care atestă autorizarea sanitară veterinară pentru comercializarea furnizorilor de medicamente, precum și documentul care confirmă notificarea produselor proteice solide. S-a introdus posibilitatea depunerii copiei manualului de utilizare a instrucțiunilor de montare și întreținerea acestor mijloace după caz în locul copiei cărții tehnice. S-au definit produsele care intră în componența echipamentului de protecție, respectiv bluze, jachete apicole, pantaloni sau combinizoane apicole, mască apicolă și mănuși apicole, în vederea decontării corecte acestora, ținând cont de faptul că au prețuri diferite la facturare. S-a modificat termenul de depunere a cererilor de intenție de la 31 mai la 30 aprilie, s-a definit categoria de produse proteice solide, respectiv produse proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite pentru clarificări și o aplicare unitară. S-a reglementat faptul că membrii formei asociative care sunt beneficiari ai serviciilor de consultanță, promovare și sau perfecționare să nu fie furnizori de astfel de servicii în cadrul programului, evitându-se astfel crearea de condiții artificiale. S-a abrogat articolul 22 din anexa numărul 2 de la hotărârea numărul 339 din 2020, care reglementa o excepție pentru anul 2022 cu privire la termenul limită de depunere a cererii de plată și a documentelor justificative, astfel încât pentru anul 2022 termenul limită este 31 iulie 2022. Se reglementează posibilitatea redistribuirii sumelor neutilizate în cadrul unei acțiuni către celelalte acțiuni. Se reglementează sancțiunea de excludere de la plată pentru refuzul controlului la fața locului la data comunicată, precum și pentru lipsa produselor pentru care s-a solicitat sprijin în cererea de plată.